Plaja Livadi este una spectaculoasă, deși este mai puțin cunoscută internațional față de faimoasele Paradise Beach, Marble Beach sau Plaja Metalia. Turiștii care ajung la Mănăstirea Arhanghelului Mihail sunt fascinați de peisajul spectaculos ce este oferit de natură. De acolo, de la terasă, în partea dreaptă, cum ne uităm în direcția mării, se poate zări un golf cu apă turcoaz, flancată de culmi muntoase, roci imense și o plajă interesantă. Aceea este Plaja Livadi. De la Mănăstirea Arhanghelului Mihail se continuă traseul spre stațiunea Potos. Urmați drumul principal cu viteză redusă și reperați pe partea stângă a drumului indicatorul spre Livadi Beach. De la drumul principal se merge pe un drum nebetonat, nu foarte dificil, câteva sute de metri până la plaja Livadi. În spatele plajei Livadi există o mică plantație de măslin și câteva case. Acolo se poate parca gratuit mașina, ATV-ul sau scuterul. Plaja Livadi este o plajă amenajată cu șezlonguri și umbreluțe ce pot fi închiriate, dar se poate pune și prosopul în mod gratuit pe nisip dacă se dorește acest lucru. Plaja Livadi beneficiază de un beach bar de unde pot fi comandate băuturi reci și mici gustări. Plaja Livadi nu este o plajă nisipoasă precum Paradise Beach sau Metalia Beach, ci cu pietricele, dar intrarea în apă este liberă. Se recomandă pantofi special de not din cauza pietrelor ce pot tăia tălpile picioarelor. Plaja Livadi este un paradis pentru împătimiții de scufundări și snorkeling. Partea dreaptă a plajei, cum privim în direcția mării, este un loc stâncos, unde se pot găsi pești colorați, căluți sau arici de mare, dar și diferite specii de scolci și melci. Peisajul marin este unul încântător. În partea stângă a plajei Livadi se mai găsește o plajă mică, dar interesantă, numită Arsanas Beach. La plaja Arsanas se poate ajunge cu mașina, tot pe un drum nebetonat. Există un indicator spre Arsanas Beach în imediată apropiere a parcării plajei Livadi. Plaja Livadi este un loc interesant ce merită trecut pe lista obiectivelor de vizitat în insula Taftos.